Alcoolul nu-i face pe minori mari, la fel cum filtrele de pe rețelele de socializare nu le fac pe mame mai tinere și nici trepul nu-i face pe tați mai cool. Așadar, cel mai bine este să nu ne lăsăm influențați de percepții, anturaj și trenduri, mai ales când acestea pot avea efecte negative asupra sănătății. Campania educațională Alcoolul nu te face mare urmărește să-i facă pe adolescenți să înțeleagă efectele negative ale consumului de alcool. Este o campanie de educare care se adresează în acest sens, în primul rând, minorilor, către care venim anul acesta cu o abordare creativă nouă, un limbaj pe care sperăm să-l accepte și să-l înțeleagă deopotrivă, care transmite aceeași idee de alcoolul nu te face mare în ritmul muzicii trap pe care ei o iubesc. Deopotrivă ne adresăm părinților cu un ghid dedicat părinților în care recomandăm modalități de inițiere a discuțiilor cu privire la consumul de alcool în familie și în același timp profesorilor. Părerea mea este că este o campanie care ne ajută. Primim informații care ne vor ajuta în viitor și acum. Informații le putem da și noi mai departe. Este o campanie care ne ajută să ne dezvoltăm pe plan personal. Alcoolul ne ajută pentru că este un viciu, în primul rând, la care putem cădea toți în cauza conjuncturilor. Ai prieteni care consumă frecvent alcool? Am, dar nu prea vorbesc cu ei și prefer să mă distanțez. În cadrul campaniei vor avea loc întâlniri cu elevii din clasele a 9-a și a 10-a, cu psihologi, cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai Poliției Române, precum și cu reprezentanți ai organizației Ecivis, care vor prezenta adolescenților activități de timp liber, cum ar fi demonstrații cu roboți. În permanență, preocuparea noastră pentru consumul de alcool în rândul minorilor a fost una foarte importantă prin prisma faptului că acesta este un element sau unul din principalele elemente care generează atât victimizare în rândul minorilor, dar și delincvență. De ce? Este foarte ușor de înțeles, pe fondul consumului de alcool fie devin mai vulnerabil, fie pot avea comportamente deviante. De asemenea, pe această temă au fost lansate ghidul adolescentului, ghidul pentru părinți și ghidul profesorului, cu sfaturi și recomandări ce vor fi disponibile pe platforma online www.alcoolulnutefacemare.ro. Suntem pe un trend descendent al consumului de alcool la minori, de fapt la 10%, dar, din păcate, încă departe de rata descendentă de la nivelul european. Dar ceea ce arată că aceste campanii de conștientizare a efectelor negative ale consumului de alcool în rândul tinerilor chiar funcționează. Și trupa de tați Shatra Dad s-a alăturat campaniei și dă tare volumul boxelor. Trupa a scos o melodie cu misiunea de a convinge adolescenții că alcoolul nu face ca această perioadă din viața lor să fie una memorabilă. Campania este în desfășurare la nivel național încă din 2006.